Bună ziua, mea dragă, cum e să ne întreabă cu microfonul mai tot timpul pe primele de la 13. Deci, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 6. Te rog, acele, scuza? Da. Ante. Te rog. Cum o topa? A. Calculat. Paranteză rotundă. 7 supra 7 este 0,75. Da. În paranteză rotundă, împărțit la 23 supra 5, plus 0,58 în perioada 3. Atât? Da? Da. Egal mai departe, pe următorul. 7 pe 6 plus 75 supra 100. Închidem paranteze. Împărțit la 23 supra 5 plus... De ce tu zici mulțit? Că știi, am zis, fiecare etapă... Mulțit cu 5 supra 23 plus 583 minus 58 supra 990 supra 990. Așa e bine? Sau 900. 900, așa. 900. Este egal. Deschidem iar paranteza. Acum acolo am simplificăm cu... I-a zis să simplificăm cu 75% este reductibilă. Da. Prin 5. 25 care o dată. Prin 25. Că din 3 ori 25 fac 75, deci sus rămâne din 3. Rămâne 3. Și jos? Și jos 4. Din 4 ori din 25 face supra. Da. Da? Omulțim. 5 supra 23 plus... Hai să scădeam. 525. 528 din 13. 5. 2. Da. 5. 525. Așa, 525. Supra 900. Egal cu... Acum... Cred că... Numitorul comun este... 24. Cred că 12 e bun. A, 12. Dar cel mai mic. Da. Totul. Și 24. La primul cu 12 la celălalt cu 3. Da. 14 plus... Deci egal cu linii fracții, singur linii fracții. Da. 12. 14 plus 9 în paranteza. Nu mai prin paranteza, că vreau în paranteza nu la fracția. E de prisos. Oare 5. Simplificăm prin 25. Simplificăm prin 25. Da, și... vezi, sunt 500 aici. Într-o 100 mergea din 4 ori. Vezi cum fac eu repede. 4, 5, 20, 1, 21. Deci, da, e 1, 25. Da. Deci 21. Deci zicem 21 supra... Supra 25. Într-o singură sută merge de 4 ori, 4 ori, 9, 3, 6, la 3, 6. Ai văzut? Da. Rapid, ca să ne obișnim cu calculul și mental. Așa că faci acolo 20 de ori, pești repede. 20 supra 12 ori 5 supra 23 plus 21 supra 36. 21, 36 mai se simplifică printr-un 3. Nu ne permite să scriem nicio fracție care este reductibilă. 3, 4, 7 și 6. 7 pe 12. 7 pe 12. Așa, și este egal cu? Este egal cu? 23 pe 23. Dar nu era 2... Era 23 acolo? 14 cu 9. Da, 23, da? Așa, 23 cu 23 și rămâne 5 supra 12 plus 7 supra 12, adică 12.
Păi, da, bun. Ai văzut ce important a fost simplificarea asta? Am avut același viitor. Da. Deci, de ce în fiecare etapă suntem atent la ideea asta? Să fii, practic, spate, ide în timp, poftim, B. Paranteză pătrată, 5 supra 7, minus 0,7 în perioadă. În paranteză pătrată, împărțit la 0,1 în perioadă 6. Așa. 5 pe 6. Atât? Da. Egal cu 5 supra 6. Minus 6 pe 9. Adică 2 pe 3. Adică 2 pe 3. Da. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 16, 15. Deci la 15. 16 supra 93. Egal cu? Egal cu. Numitorul comun. Simplificăm cu un 2 la prima, ca să avem 3. La prima, cum? Amplificăm eventualele. Amplificăm cu un 2. La a doua, da. Numitorul comun este 6. Da. Da, și atunci. Și punem numitorul comun 7, 5, minus 4. Adică 1 pe... sau da, așa. Da. Înmulțim cu 9. O sigur, se mai vede, se poate face o simplificare. Dar prin 15. Eu cred că merge prin 15, nu? Da. Deci, 5 și 3, da? 3 și 5 și... Hai, merge, 15 merge. 15, 90 de 6 ori. 6 ori 1, 6 ori 5, 30, 90. 30. Aici. 30, 6 ori 1, 6 și cu 3, 9. Ah, da. Deci simplificăm totul prin 15. Și atunci înmulțim cu 9 pe 1, nu? Da. Nu 9 pe 1, din 3. 6 pe 1. 6. Dar zic că merge de prin 15 și rămâne 6 aici. Da. Și mulțim cu 6, egal cu? Și egal cu 1 pe 6. 6 cu 6 se simplifică și rămâne 1 terminat de greșiți. Da? Alte greșiți? Ce? Ce? Paranteză pătrată. Da. 0,3 în perioadă 6. 0,3 în perioadă 6. Minus 0,125. 0,125. Închidem paranteza, împărțit la 29 supra 40, minus 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă, este egal cu? Este egal cu 36 supra 90, minus 125 supra 1000. Da. Înmulțit cu 40 supra 29. Înmulțit cu 40 supra 29. Minus 9 pe 3. Minus? De 3 pe 9. 3 pe 9, cam 1 pe 3. Da. Pentru că pe 3 și iau mai departe cu... Mai departe cu... Aici e bine 3 și 6. Ah, nu. 3 și 6 minus 3. Minus 3. Și rămâne 33 pe 90. Simplificăm dintr-un 3 și vine 11 pe 30, da? Da, 11 pe 30. Minus, aici putem... 125 cu... Chiar prin 125 cu 1000. Chiar prin 125. Și merge de 8 ori. Câte 8 ori, câte 25 face... De 4 ori câte 25 face 100, iar de 4 ori câte 25 face 100, și 8 ori 8, 800, și cu 200 fac 1000. Deci, încă o dată, cum am zis, între 100, sunt 4 de 25, da? Da. Încă o dată, 100, iar 4 de 25. Da. Și rămâne 800, iar 8 în 1 merge de 8 ori. Da. Deci, 4 cuvinte merge de 8 ori prin 125, da? Deci, vine 1 supra 8. Deschidem paranteza, ori 40 supra 29. 40 supra 29, da. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Și da, cum? Acum, aici... Numitorul comun.
există în 30 de 15. Și aici e 8. Cu 8 se află în 2. Deci 8 de 2 la 3 ori 15. Adică 8 ori 15, cât vine 8 ori 15? 5 ori 40 și... 5 ori 5, 8 ori 9 și cu 4, 12, 112. 120. Mai bine este 30, 4 ori. 4 ori și... Aici de... câte ori merge? De... 5. Deci odată, 8, de 15 ori, nu? Că 15 ori 8 îmi face exact 120. Da. Și-a dat pe limite. Și ca o singură de infracție, până în 20. 44 minus 15, închidem paranteza, ori 40... Mai trebuie paranteză, ca să ne infracție proacte, ori paranteză, ori 40... 29 minus 1 pentru 8. Da. Egal cu? Cu... 9... 44... 29, cred că face. 29 supra 120. Da, 124 le simplificăm. Da. Și face din 40 și aici rămâne 3. Rămâne 1 pe 3. 3 și 1 pe 29. Deci vine 29. 29 pe 3. Ori 1 pe 29. 1 pe 29. Și îi iau cu 29, 29 și face 1 pe 3 minus 1 pe 2. Care face? 0. 0. 1 3 minus 1 3. Da. Ce era și lucru scăzut? Deci, e fapt, face 0. Dă-și mai departe. D. D. Paranteză pătrată. 0 pe 91 în perioada 6. 0,2 în perioada 7, închidem paranteza pătrată, împărțit la 23 supra 12, plus 0,6 în perioada. Egal. Egal cu 916 minus 91 supra 900, minus 27 minus 2 supra 90, da. Se paranteza, ori 12 pe 23, plus 6 supra 9. Adică 2 pe 3, nu? Da. Egal cu? Egal cu 5, 2, 8. 8 pe 25 supra 900. Da. Minus 25 supra 90, închidem paranteze, ori 12 supra 23, plus 2 pe 3. Gata. Aici, pe a doua... Nu, nu, prima, vrei să facem așa calculul ăsta? Sau da, merge și așa. Deci așa, dar noi aveam, noi acum am 100 și 90 și amplificai și cu 10, îți vine ție mai rar de mână, da? Sau mai... Dacă vrem și simplificăm, cum am zis-o, mergem prin 25. Da, prin 25 și atunci... În 800 merge... De 4 ori. Într-o 100 de 4 ori. Într-o 100 de 4 ori, atunci de 2. De 8 ori, este 800. Deci într-o singură 100 merge 25 de 4 ori. De 8 ori, 8 ori 4, 32. Și cu încă 25 la sfârșit, 33. 32. Da. Și încă, încă 1. A, 33. 3, 33. Da. 33 de ori. Da. 33 supra. Supra. Într-o supă merge de 4 ori, 4 ori 9, 36. 36. Corect. Minus 25. 60, 60 merge. 25 în 90 de... Nu merge chiar, că dacă ar fost 100, merge de 4 ori. Da. Dar așa merge numai prin 5. 5. 5.
Aici, 5 în 9 date, 5 în 40 de 8. 8, 5, 4, 10, da? Da. Da, mulțim cu 12 sunt, da. 23 plus 2 plus 3. Mai 33 cu 36 mai merge simplificat printr-un 3. Rămâne 11 și sunt la 9. 9 minus 36, că din 4 la 9, 36, da? Da. E bine, minus 15, 18, merge corect, 5 ori 40, da? Deci pe 23, cu 2 pe 3, din păcate asta o să fie, n-avem ce face, cât face calculul, cu ce așa, 17, dar 18 se implică pentru 6. Și rămâne 2 aici și 3 aici. 2 și 3, adică 17 supra 2, ori 2. 17 supra 3. 3. Da. Da. Ori 2 de 23. Da. Plus 2 de 3. Da. Acum 17. Mai are 13, 1 și 4. 2, 34. 34 supra 3, 9, 3 ori 2, 189. 3 ori 3, 9, 3 ori 2, 6, 69. 69, 2 pe 3. Și e egal cu unitorul comun. Unitorul comun. E 69. Se poate. 69. Da, și pe a doua o simplificăm. O amplificăm. O amplificăm cu 23. Adică punem monitorul comun 169. Deci 169, mai 69. A, nu, așa este ok. Da, 69. Da. 34 plus 3 ori 2. 46. Cu 46, da. Supra 69 și face? 80 supra 69. Și vedeți dacă se mai simplifică? Deci, prin 2, 5, 3, nu merge simultan, dar n-ai prin 2 nu merge jos, prin 3 nu merge sus și prin 5 nu merge jos, nu? Jos, da. Rămâne așa. În final, acesta este rezultatul la care am ajuns. Să vedem. Repet, aș fi vânt acolo 23 sau din la 17, dar există ceva mai frumos. Da? Da. Știi cum am fost obișnuiți în mei. Să simtim și totuși fie foarte frumos. Da, mergi mai departe. Arătat că rezultatul calculului 1,4 că rezultatul calculului asta e problema de 7 de
este arătă de rezultatul calculului.
nu înțeleg parte. Insist că, până când înțelegem. Deci, aici este o sumă, mai mult o numere. Da. Acum, când l-ai făcut pe a câte numere, de la 1, 2, 3, până la altă, sunt numere. Da. Nu înțeleg, încă 110.000 și mai departe, foarte mare, nu? Dar dacă ai făcut pe la 1, chiar primul este. Da. Adică ăsta de aici, e chiar primul, că nu poți să zici 1,4, 2,4, 3,4, 5,4 și tot făcut 1,1. Da. Nu poți să zic, ei cresc. Da. Dar se vede că cresc din 10-10 acolo. Da. Ca așa, dacă în momentul de față, ești pus în situația să surprinzi că ultimul termen e chiar primul când ai făcut negativ. Da. Și din 14 pe 10, care ai zis, ai făcut odată, totul supra... Totul supra 1. Exact. Plus... Plus 1 pe 10. Da. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. De calcul. Lucrări, da? 14 pe 10. Și supra 1 numai plus, deși rămâne 14 pe 10. 14 pe 10. Plus... Plus 1 pe 10. Deixa.
72 pe 10. Așa face, da? Deci 3 ori 4, 12. Și... 2 și 1. Da. 4, 3 și cu 2, 5 și cu 1, 6 și cu 1, 7. 72 pe 10. 72 pe 10, am înțeles. 1 pe 3. Corect. 1 pe 10. Minus 3 pe 2. Și capul? 7, 10, 3, 8, 9. Merge, se simplifică 3. Deci... 2, 6, 12. Deci se simplifică și prin 3, nu? Da. Și face cât? 20, 12, 24, nu? 24. Da. 3 în 7 de 2 ore, în 12 de 4 ore și face 24 pe 10. 24 pe 10 plus 1 pe 10 minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Pe ultima modificăm 5. Deci pe ultima. Pe 3 pe 2. Dar 24 și cum fac 25 pe 10? Hai să facem așa ca altfel. A, da, da, 25 pe 10. Minus 3 pe 2. Care face, ca mai departe, s-a simplificat printr-un 5. Și face 5 pe 2. Nu așa face? Da, da, da. 5 pe 2, da. 5 pe 2, minus 3 pe 2. 2 pe 2, adică... 2 pe 2. Și face 1. Foarte tare. Încep să simt un pic inconștiențiu. Că, indiferent ce îi îndăm, întotdeauna face un. Acum, șmecheria asta, trebuie să simțim noi altcumva, nu pe culoarul ăsta, la 2-3, că face 1, mă îndeamnă să cred că 1 va fi, dar nu prea mi-e clar mie cum anume curchică din aproape în aproape. Și de aceea m-am sănătorit la ieșițul de mai înainte, că știu eu un lucru. Uite, 3,4 poate să fie scris 3 plus 0,4. Deci 3,4 este scris ca 3 întregi și 0,4 partea decimală. Da. Da? 257,3 înseamnă 257 plus 0,3. Da. Plus 0,3. Și să spun de ce vine mie în minte să fac asta. Pentru că 1,4 poate fi văzut ca fiind 1 plus 0,4. 2,4 ca fiind 2 plus 0,4. Și așa mai departe. Da. Da? Deci hai să încercăm o altă abordare. Da. Poate reprinde mai ușor așa, dar acum chiar în capul general ar vrea să îmi duc ieșițiul. Vezi? Pentru că am fost încurajat de ideea asta, dar nu mi-e clar cum funcționează. De aceea am să scriu așa. Însă știu sigur că trebuie să ajung tot la unul. Dacă nu greșesc și lucrez corect, trebuie să ajung la unul și pe culoarea asta. Așadar, voi spune echivalent, poate scrie așa. 1 plus 0,4 din prima despunere. Da. Plus 2 plus 0,4. Plus 3 plus 0,4. Plus 0,4. Da, mai trebuie să fac o paranteză 1 plus 0,4. Că de acolo provine, dar de acum noi știm că de acolo provine. Da? Dacă vrei să... Eu te mai pun deasupra chestii de-asta, ca să înțelegi de acolo. Plus puncte, puncte, plus e, plus 0,4. Da? Totul supra e, plus 1 pe 10, plus e nu supra 2. Minus e pe 2. Și egal. Eu văd că am așa, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus ien. Nu puteam să dăm. Nu, se propun, sigur, în prima parte.
Între da, adică 1 plus 2 plus 3 supra n plus partea 0,4 de câte ori? 0,4 de câte ori? De cât e suma cheală? De n ori. De n ori. Că de fiecare dată o să câte 0,4. Da, da. Și totul supra n. Da. Ca să înțeleg niște prieteni, nu știu că zicem așa. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n. Care au rezultat din întregii care am adunat, plus 0,4, plus 0,4, plus 5,4, plus 0,4, de câte ori, de n ori, și supra n, nu? Supra n, minus, plus 1 pe 10, și minus 2. Și dau mai departe cu, hai să lucrăm. Și ai spus tu foarte bine că în calculul acesta care îl facem, poți să spui un plus 2 plus 3 pe iarăși, asta la apă de el la 0,4, distribuim numitorul celor fracții, da? Deci vine 1 plus 2 plus 3 mai pot zic așa, n de ani de ăștia. Da, n ori 0,4. Supra n. Supra n. E bine, nu? Da. N ori 0,4 supra n. Plus 1 pe 10. Plus 1 pe 10, minus 1 pe 10. E cam mai departe. Dar suma asta, 1 pe 3 plus 3 plus n. E suma Gauss și era primul plus ultimul, deci 1 plus n. Deci 1 plus n. Ori cât sunt ei. Și cât sunt? N. Că sunt tot numărați. Ori n. Dacă nu știam numărul lor, scădeam din ultimul, pe primul, împărțeam din cât în cât să leau ei. Da, și după... Ce era cu sumul. Da, deci, da. Numărul lor de data asta este cunoscut, că ei sunt numărați la urmă, mai nu sunt ei. Supra n. Supra 2. Da, aduc supra 2 n. Era supra 2 și mai este și n de aici. Da. Deci totul supra 2 n. Corect, da. Supra 2 de gândi și deci 2 n. Plus... Dar aici nu, ori 0,4 nu până se simplifică. Și rămâne doar 0,4 care se mai poate scrie 0,4 ca fiind? 4 pe 10. Perfect, 4 pe 10. Plus 1 pe 10 minus 1 supra 2. Minus 1 pe 10. Și egal cu 1 plus 2. Metodul ăsta se simplifică, e înmulțire. Da. Și rămâne 1 plus 1 plus 1 supra 2. Supra 2. Plus 5 pe 10. Așa, plus 5 pe 10. Da. Așa, 5 supra 10. Minus n supra 2. Minus n supra 2. Și e dau mai departe. Pe numitor. Putem să distribuim numitorul și la 1 și la 2 ăsta și la 1 și la n. Da. Da, bine. Bine. Amplificăm cu 5. Ori amplificăm, ori mă gândeam să distribuim numitorul. Adică zice 1 pe 2 plus 1 pe 2. Da. Da, da. Este exact operația care a făcut mai devreme. Da. 1 deci, pe 2 plus 1 pe 2 plus 5 pe 10 minus 5 pe 10 simplificăm. 5 și face? 1 pe 2. Deci 1 pe 2, 1 pe 2 și minus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Plus n2 minus n2 se reduc. Iar pe 2 minus n2 se reduc. Și 1 pe, pe 2 plus 1 pe 2. 2, 2 pe 2. 2 pe 2 care înseamnă 1. 1. Foarte tare. Da. Hai să mai vedem un parat. Vezi? Ce-a făcut la liniștiul ăsta? Intenția ta a fost să scrii pe 1 din 4 ca 14 pe 10, 24 pe 10, 34 pe 10 și așa mai departe. Da. Asta a fost inițiativa ta. Și eu am mers repede pe mâna ta, pentru că știi bine, totdeauna marea mea bucurie este să aibă cineva o inițiativă, să mergem până într-un loc acolo, să vedem ce se întâmplă.
nu prea am fost fericite, nu ne-am dat, am particularizat, ne-am dat seama că face unul și ne-am întors înapoi. Da. Ideea tare, care ne rupe ieșitul, este să scriem pe 1,4 ca fiind un întreg și 0,4. Pe urmă pe 2,4 ca 2 și 0,4. Da. Deci partea întreagă și partea decimală. De ce m-am gândit eu la asta? Care a fost mecanismul în mintea mea? Ce crezi tu că am avut în vedere când am văzut făcut asta? Descompunem două... Da, dar de ce am cerut asta? De ce nu m-am bucurat foarte tare când tu ai zis să zici pe 14, să scrii pe 1,4 ca 14 pe 10? Eu nu m-am bucurat, nu știu dacă ai simțit la mine. Da, nu. Nu eram entuziasmat de ci pur și simplu te-am respectat pe tine. Da. Dar acum când am revenit, ce crezi tu că m-a făcut pe mine să rupe ieșiciul? Că el a făcut chestia asta, ruperea 1,4 în două ca 1 și 0,4. Deci nu întâmplător, am avut în vedere și în pașul următor. Am observat că e tot timpul 0,4 și rămâne doar partea întreagă, 1 plus 2 plus 3. Și deci am văzut mișcările astea. Da. Și cum era supra el, deci am văzut că distribui pe el la cele două. Da. Am văzut mai departe momentul ăsta de aici, când nebună se simplifică și rămâne la 0,4. Am văzut aici că am pus un gaus. Da. Deci am văzut puterea asta. Trebuie să mă întorisesc. Și suma gaus aici, îmi spus și el cu el. De acum am văzut, în timp ce am pornit de ieșit, nu am mai văzut până la final. Da. Dar am fost foarte tare încurajat de idei, pentru că am văzut simplificările astea. De acum, când am rămas 4 pe 10, am zis că e gata, 4 pe 10, 2 pe 5, n-am văzut că apare 2 pe 5 acela, 4 pe 10, când am zis, măi, 2 pe 5, dar noi l-am amplificat cu 1 ăsta. Da. Aici am văzut când l-am lăsat așa, da. Simplificarea nu mi-a plăcut și 10-10, am făcut 15 pe 10, care înseamnă 1 pe 2 și când am distribuit aici 1 pe 2 și 1 pe 2, 2 pe 2 face 1, iar cealaltă 1 pe 2 cu minus 1 pe 2 se reduc și totul este perfect. Deci până unde m-am dus eu când am pornit pe ieșiciu, m-am dus până pe undeva pe aici. Da? Da. Deci, ca la șah. Muntări pe față. S-a lucrat șah? Știu. Da, două șah performant, dar există la șah o chestie care înseamnă așa. Ce mut eu, ce mut adversar. Eu nu mai cât mut eu piesele. Eu trebuie să fac o mutare încât să-l oblig pe adversarul meu să facă o astfel de mutare pe care să o știu forțându-l eu. El sigur își alege și el, fiind un jucător foarte puternic, și el își alege iarăși o altă strategie, s-ar putea să mă surprinde, tot la lucru care îmi fac eu plec la două, trei mutări în față, deci așa, să fie stricat datorită inventivității lui. Dar în exercițiu se aplică această tehnică, deci trebuie să faci, de faci de lucruri motivat. Nu le facem de dragul și ne-ai spus că e registrul de 7 stele, da. Este o dovadă că autorul ne-a cerut să facem ceva mai deosebit decât operațiile de până acolo. Da. Ceea ce a fost că ai știut mai devreme, că a fost existit așa de rutină, de uzură. Dar de dat, da? Da. Deci am dat amintat de registrul de o altă factură, altceva. Deci de un alt nivel. Da? Și de aceea a trebuit să ne trăbuiți un pic.